ce te poate sprijini consilierea psihologică în astfel de momente este, în primul rând, să cobori cu picioarele pe pământ. În al doilea rând, este să ai claritate. În al treilea rând, este să începi să vezi soluții la ceea ce în mintea ta pare o problemă. Și în al patrulea rând, este să poți să alegi cu putere că tu urmează să dai naștere unui copilaș. Și aș mai adăuga chiar că cu ajutorul unui psiholog începi să-ți construiești viața și să iei în considerare planurile tale chiar și alături de un copil. Și în urma consilierii cu un psiholog, poți să vezi că viața ta are sens chiar și cu un copil lângă tine, indiferent de circumstanțe. Poate că te întrebi cum decurge o întâlnire cu un psiholog. Ei bine, pentru că o femeie în criză de sarcină se află într-o situație foarte delicată, întâlnirea cu un psiholog este una în care chiar vrei să fii. De ce? Pentru că este singura persoană care cu adevărat te poate susține la nivel emoțional. Te ascultă, îți ascultă toate preocupările, toate fricile, toate gândurile pe care le ai, orice îți vine în minte și orice preocupare o ai, o poți discuta cu această persoană, chiar dacă este cineva străin pentru tine. Te vei simți înțeleasă, te vei simți ascultată, te vei simți susținută și, mai mult decât atât, vei avea acel sentiment că cineva acolo chiar îi pasă de tine. Sunt situații în care femeile rămân însărcinate și nu vor să vorbească cu nimeni, nici măcar cu un psiholog. Ea vrea să vorbească, de exemplu, cu cea mai bună prietena ei. Acum, de exemplu, dacă aș vorbi cu această cea mai bună prietenă, ce aș sfătui eu să-i spună prietenei sale care vine la ea și spune: a rămas însărcinată, nu știu ce să fac, vreau să fac un avort. Dragă prietenă, recomandarea mea este să-ți susții prietena și să o îndrumi către un specialist. De ce? Pentru că e posibil ca tu să nu deții toate informațiile necesare care o pot ajuta pe prietena ta să iasă cu adevărat din criza de sarcină.